Bună seara, continuăm dialogul cu avocatul Ilie Rotaru. Vorbim iar despre viața politică sau despre minunile justiției de pe plai, de pe ambele maluri de Prut. Știi, am vrut să încep. Bună seara la toți, ție și la cei ce ne aud și ne văd. Noroc și voie bună. Astăzi este o sărbătoare, în ajun de alte sărbători mai mari, religioasă. Este religioasă, dar mă tem că Da. ta nu ești credincios ca mine, așa că lasă introducerile astea. Eu o să leacă mai credincios ca tine, dar eu o să lămuresc poate cândva de ce și cum și așa mai departe. Asta noi dacă o să discutăm în proiectul nostru Misiunea aceea religios, despre da, suflet, da, suflet. despre școala vieții contemporane, dar cred că trebuie să încep. Știi, eu am vrut să încep cu ceva despre mine. De ce? Pentru că acum și o să povestesc, dar e foarte interesant, iată, eu n-am văzut și astăzi televiziunile moldovenești, nu știu dacă toate, dar vreo două care le-am văzut eu așa fugitiv, au pomenit despre faptul că domnul Rize, Cristian Cristian Rize, Riz, acela, da, a vorbit despre faptul ex-deputatul PSD-ist că, care e refugiat la Chișinău. da, a vorbit despre faptul că Plohotniuc a comandat omorul lui Butmalai și altor persoane. Și pentru, eu n-am auzit această dată când e trecută. Și în legătură cu acest fapt, Pentru că au fost la final, fix ultimele 30 secunde, dar ultimul eu minut am au fost. prins când cam era lehamete sau la scop pe domnul ăsta, știind ce au făcut, ce a făcut, la ce a participat el aici și care au fost cam relațiile lui cu Plohotniuc și cu alții acolo din Republica Moldova, care au fost relațiile Partidului Democrat cu Partidul Social Democrat și acum, deci, în principiu, Da, acest... era deputat PSD. Da. Și iată, deci, dar în legătură cu acest... și principalul, de ce eu vreau să încep cu aceasta, Procuratura Generală a Republicii Moldova, auzi? Nu Procuratura Anticorupției, mă știu, Procuratura Generală a declarat că, așa au spus la televiziuni, că a reluat anchetele, Ancheta. dosar, da, a reluat ancheta în dosarele penale privind decesele morții lui Butmalai și altora. Și au citit formulele care au fost scrise de procurori când ei au suspendat sau ce au făcut ei, au clasat aceste anchete prin aceea că au spus că nu au putut identifica persoanele care pot fi puse sub învinuire. Eu am mai întâlnit asemenea formulări, inclusiv și în dosarele cu gemeni. Ei au suspendat dosarul intentat în baza articolului 284 privind evenimentele la gemeni din anii 2000-2004. Au suspendat-o și în 2012 sau în 2013 mi-au scris că ei au suspendat ancheta penală din cauza că nu pot identifica persoanele care pot fi puse sub învinuire. Îți închipui? Când eu toate persoanele astea le-am numit. Și acum ei, băieții, iată, repetă aceleași formulări că ei n-au putut identifica persoanele. Dar eu vreau să declar, iată, pentru prima dată, poate, mă tem că am mai spus eu undeva, aceasta, că eu l-am cunoscut bine pe domnul Butmalai. Eu nu știu cum el a fost omorât, dar sunt 100% sigur că el a fost omorât. A fost omorât la comandă și știu de ce a fost omorât. Eu, cu o săptămână înainte de moartea lui Butmalai, am avut o întâlnire cu el, unde, de obicei, el se adresa destul de rar, dar se adresa după anumite sfaturi cum se procedează în anumite cazuri, mai ales de ordin juridic. Un deputat consulta cu un oarecare avocat. Eu eram în foarte bune relații, dar nu, păi eu în principiu eram un fel de avocat de, nu oficial. El nu avea procese mari acolo, neoficiale. Dar eu am participat la multe întâlniri în care cu deputații din echipa lui Filat. Eu vreau să spun că Acum ta nu erai la PD, nu erai mai degrabă cu Plahotniuc decât cu Filat. n-are importanță. Eu din PD am ieșit în 2010. Am plecat. Aha, Când a erai venit plecat mai Plohotniuc, mult. toată echipa, toată organizația de partid Buican a ieșit din PD atunci.
În semn de protest, noi am declarat, este conferința de presă, am și înregistrările, am și declarația lui Diacov că asta nu e adevărat și ce am spus noi acolo și așa mai departe. Dar el le-a făcut la televiziune. Și iată de în 2010, în noiembrie, pare mi se, sau în decembrie, la începutul decembrie, noi toți am plecat, am făcut declarații în conferință de presă, erau 5 persoane, toți din echipa mea din Partidul Democrat de la sectorul Buicani. Și după aceea noi, eu și până atunci, problema constată că eu l-am cunoscut pe Butmalaj și pe unii deputați din Partidul Filat cu mult înainte de a deveni ei membri partidului și cu mult înainte de a mă chema și pe mine în partidul lor. Eu nu m-am dus în Partidul Filat. Butmalaj era pe la Cahul, mă, ta n-ai avut treabă cu Cahul. Foarte mult treabă cu Cahul în timpul, în anii după 1994. Pe mine jumătate din Cahul, din businessmanii din Cahul mă cunosc. Desigur, relații noi le-am pierdut. Eu am avut foarte mult proces în Cahul. Eu am avut mult proces în Briceni. Eu am avut mult proces la Bălți. Sunt destul de cunoscut. În Chișinău, de exemplu, iată eu dacă mă duc acum la Chișinău și încerc să fac o echipă pentru, de exemplu, partidului Usatăi, eu timp de două săptămâni adun echipa care o să fie mult mai numeroasă decât echipa cei care are Usată astăzi în Chișinău oficial în partidul lui. Dar Bilian Cașu e destul de activ și o candidat și la primărie, nu? Da, nu lucrezi destul de eficient. Nu am nicio problemă, dar eu spun că eu cam știu câți membri au ei oficial în partid, cam știu cum activează ei și așa mai departe. Eu o să fac o declarație specială despre activitatea partidului și despre relațiile mele cu partidul nostru, în trecut, puțin și în prezent, poate. De ce eu cu Butmalaj, și sunt Butmalaj, desigur, nu poate să confirme el a fost omorât, dar sunt oameni care pot confirma relațiile noastre. De exemplu, auzi, în ajunul când domnul Filat și cu domnul Voronin trebuiau să facă alianță, ca domnul Voronin să devine președinte de al Parlamentului, iar Filat obține Partidul Liberal Democrat, obține funcția de procuror general și se termine cu echipa lui Plohotniuc. Se termine cu echipa lui Plohotniuc în vreo jumătate de an. Din Moldova, eu în ajun m-am întâlnit cu în prezența trei deputați și eu care am pus la punct unele proceduri de eliberare din funcția actualului de atunci procuror general și numirea unui alt procuror general și în general schimbarea echipei din Procuratura Generală a Republicii Moldova de atunci. Însă în ajun noi am stabilit toate procedurile, iar peste noapte, dimineața, nu știi, există diferite poziții acolo și informații cine a trădat, ori Filat a trădat, ori Voronin, ori ambii, sub influența lui Plohotniuc, că asemenea alianță nu a avut loc. Dar toți știu că asemenea alianță preconiza, a fost pregătită, s-a lucrat mult și până la urmă deci a ieșuat. Deci, de ce? Eu vreau să declar, iată, în fața, nu știu, m-am gândit cum să ajung la procurori, declarația mea că eu cunosc pentru ce a fost omorât Butmalaj. A fost omorât. Și despre aceasta foarte bine știi, mult mai mult ca mine, domnul Filat. Deci procurorii, dacă ei au declarat că vor să-l interogheze pe Riza, eu le propun lor dacă acesta va binevoie să dea declarații, următorul trebuie să fie domnul Filat, iar dacă eu mă întorc la Chișinău, eu mă voi prezenta la procuratură și voi depune o cerere în care voi sugera lor ca să eu să fiu interogat ca martor în acest proces, în acest dosar. Și atunci poate să vă mai clarificăm mult mai mult. Eu cred că după Dar până acum de ce n-ai spus? Poftim? Până acum de ce n-ai spus? Că era în Moldova când l-au omorât pe el și se făcea închetă. Nu, și ascult, Valec. Ceea ce a spus domnul Riza, eu am reacționez la spusele lui Riza. Deci eu nu cred nici acum că actualii procurori vor putea dovedi ceva că ăsta Butmalaj a fost omorât. Eu știu care sunt chipile acolo și ce pot ele. Ei nu pot. A trecut atâta timp. Aceasta este foarte. Eu nu știu cum s-au fixat atunci situația lui, poziția lui Butmalaj, dacă el s-a sinucis, cum s-a sinucis.
s-a tras un glonț în cap. Eu nu știu iată cum, nimeni n-a lămurit. S-a tras un glonț în cap, s-a tras un glonț în gură, s-a tras un glonț în inimă, s-a tras un glonț în stomac, în fier, în maier, sau unde el, cum s-a ucis. Doar acolo rămân urme, rămân, experții pot ușor constata, a tras el singur cu mâna lui, rămân urme de praf pe mână. Deci, aici trebuie să lucreze foarte mult experții și destul de operativ să lucreze. Eu nu știu ce au fixat ei, cum au fixat, că ei dacă spun, doar nu constă, principalul este cum a fost omorât, să stabilească. Și următoarea procedură, dacă cum apare problema, cine de aici și de ce? Dacă stabilim cum a fost omorât, s-o poate că 50% din activitatea anchetei a fost făcut obiectiv. Dacă stabilim cum a fost omorât, de acum alte probleme, astea 50% din anchetă, de rezultatele viitoare ale anchetei. Dar dacă n-au stabilit, eu nu știu ce au făcut ei. Eu cred că n-au stabilit, chiar dacă au stabilit la prima perioadă, principalele dovezi au fost distruse ulterior. Că iată, eu vreau să... De ce eu mă opresc aici, iată, la toți jurnaliștii care, așa numiți, de investigații, cum este mai asta, Mariana Raț, mai este încă acolo, mai sunt care se numesc jurnaliști de anchetă, de investigație. Nu știu ce investigează ei, eu n-am văzut nicio investigație cât obiectivă și reală ca să apară la televiziunile moldovenești. Deci, iată, chiar și la acela televiziunile care lucrează Maia Rață, Mariana Rață, de exemplu, Natalia Murat, ei vin acolo și aduc niște persoane cele fac niște declarații și pe urmă nu mai vezi nimic. Nici persoanele respective două oară și nici despre declarații lor nu se mai povestea, nu se mai repetă, nu se mai aude nimic. Așa au fost ei în multe cazuri. Deci eu cred că, de ce eu am apărut acum cu asemenea declarație? Pentru că eu nu sper absolut la cei care astăzi la Procuratura Generală au reluat urmărirea penală, ei nu vor face nimic. Eu vreau să ajung ca la Procuratura Generală să vii oameni și la alte instituții din Procuratură capabili să facă o asemenea investigație. Eu consider că nu există oameni acolo la dânsii. Poate o am mai rămas cuiva 1-2. Eu aș vrea, iată, să, știi, mă duc la ei și după întrebările pe care ei o să mi le pun mie, auzi? Eu la 50% eu de acum o să știu, o să fac ei ceva sau nu o să fac, sunt capabil sau nu. Iată, eu spun direct, și domnul Stoianoglu, și domnul Usată, care, deci, am înțeles că îl susține în totalitate pe Stoianoglu, ei nu-și fac treaba. Nu, ori nu pot, ori nu vor, dar eu cred că nici nu vor, dar nici nu pot. Și echipa aceea de la Procuratura Generală care s-a adunat acolo, nu știu, poate s-a mai schimbat ceva, domnul Stoianoglu a zis că el a adus oameni, s-a întors pe cei care au fost concediați, nu știu ce, s-au concediat singur și așa mai departe. Eu nu prea cred. Cum activează Procuratura Generală astăzi, eu sunt foarte, foarte, deci, supărat. Pentru că, iată, eu scriu. Eu am scris de acum vreo 5, cred că, adresele la Procurorul General. Ele toate au fost trimise la Procuratura Anticorupției, la Procuratura Anticorupției, la Centrul Național Anticorupției și aceia le pun capacul. Și am primit ultima scrisoare că dosarul ăsta pe care a fost anulat de Curtea Supremă de Justiție sentințele, a ajuns la Procuratura Municipiului Chișinău. Ei au trimis ăștia de la Procuratura Anticorupție, au trimis Procuratura Municipii Chișinău, că ei au pierdut urma dosarului ăsta, înțelegi? Așa de la Procuratura Anticorupție. Și nu găsesc... Care? Că nu înțeleg. Am atalic cu condamnarea asta pe sentință. Dar ce scaute la Procuratură dacă au fost trimis la Curtea de Apel? Păi la rejudecare? Eu am trimis plângeri la Procurorul General cu cerința de a-i pedepsi pe toți cei care au anchetat și au fabricat dosarul ăsta, inclusiv pe procurori și pe judecători. Ei, Procuratura Generală i-a trimis Procuratura Anticorupție, Procuratura Anticorupție mi-a răspuns că ei despre dosarul ăsta în principiu nu știu nimic, el a fost expediat cândva la Procuratura Municipiului Chișinău. Și atât. Nicătând că niciodată dosarul ăsta nu a fost trimis la Procuratura Municipiului Chișinău. Poate eu nu știu despre asta. Că s-a mai ocupat de asta și Procuratura Municipiului Chișinău, atunci era procurorul domnul Diacob.
Ivan. Bun. Iată, eu am făcut respectivele declarații, lasă cine e cu interesat în ale, ca eu să le mai multiplic, să le mai împrospătez. Eu sunt gata să povestesc de ce a fost omorât Butmălai. Este, în primul rând, aici sunt, au fost problema politică, în primul rând, problema falsificării rezultatelor alegerilor, spun așa, locale, unde Partidul Democrat și Partidul, știi, a fost Partidul Democrat, nu mai țin minte în ce an, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, adică Partidul Plohotniuc și Partidul Filat, au luat cam aceleași numere de raioane, au împărțit ei în jumătate raioanele. Un raion mai mult avea Partidul Liberal Filat. Câte acolo avea, deci el, al lui Filat? 16 raioane al lui Partidul Democrat, 17 paremis al lui Partidul. Cam așa cifra a fost. Și a doua, deci, problemele legate de împărțirea banilor, viitoare, deci, viitorul furt al miliardului și așa mai departe. Interesante întrebări au fost la ordinea zilei de atunci. Cam în perioada aceea, Șor se ducea și îl mituia pe Filat, care era premier, și îi dădea un sfert de milion de dolari sau de euro, mită. Nu știu pentru ce anume, dar dacă atât de mare e mita, îți dai seama cât de mare era frauda. Corect. Corect, da. Aici, deci, problema costă, deci, eu am cunoscut în perioada aceea câțiva deputați din Partidul Liberal Democrat. Eu am avut și vreo două întâlniri personal cu Filat în respectiva perioadă. Și până la urmă, și ei au înțeles aceștia din echipa lui Filat. Și eu am înțeles că domnul Filat se îmbogățește personal și scuipă el toate interesele celorlalți și toate interesele economice, politice și așa mai departe. Iată care a fost. Ei și-au împărțit împreună cu Plohotniuc. Dar domnul Filat nu a ascultat că va păți ce a pățit, în principiu. El excludea asemenea situație. Deci Plahotniuc excludea situația ca el să nu rămână la guvernare. Era convins că o să meargă cu Dodon în tandem. Da, păi iată, nu, băieții, știi, uite, când a ajuns să controlez milioane, știi, poate, da, Plahotniuc controla miliarde și Filat tindea spre aceasta, ei doar făceau, Plahotniuc avea planuri, le punea planuri la oameni că $1,000,000 pe lună, pe zi, nu pe, eu nici nu închipu, iată, eu zic totdeauna pe $1,000,000 pe lună, nu, $1,000,000 pe zi, venit. Dacă nu avea venit, făcea tot, Doamne ferește. Și iată, deci, și Plahotniuc, și Filat, și Voronin, eu cred că, iată, el acum, de-a să vorbim, poate de dânsul, trecem la Voronin, pentru că eu, și ei, băieții, gândeau că gata, l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și îl țin și exploatează, fac ce vor. Adică și nimeni nu-i va mai pune la punct. Desigur, domnul Filat trebuie să înțeleagă că ei nu pot fi doi gospodari acolo la Triucă. Înțelegi? El n-a înțeles asta. Și a pățit ceea ce a pățit. Dar domnul Filat trebuie să răspundă pentru anumite acțiuni ale sale. Inclusiv una este legată și de soartea lui Butmălai. El a răspuns cu câțiva ani de închisoare și a răspuns cu pele de mes sub orice prag electoral și fără nicio șansă de revenire în politică. Eu cred că domnul Filat, da, poate, mă rog, a răspuns cu ani de pușcării, dar soarta partidului pe dânsul nu-l interesa. Nu. Dacă nu l-ar interesa, nu s-ar fi rupt să revină președinte de partid, ar fi stat cu minte să-și ronțe milioanele, că i-au rămas averi, ha-ha-ha. Și după divorț, și după închisoare. Da. Păi a rămas cu banii. Deci și orsul nu degeaba să lăfăie în Marea Britanie cu milioane de la tata. De ce? Că organele, în primul rând, procuratura n-a lucrat și nu lucrează nici azi. Filat, dacă vrei să-i faci azi un dosar penal, îl faci fără mult efort. Eu, de exemplu, în timp de 6 luni de zile, mă duc și fac un dosar, dacă i-am 2 ajutori, și cu 1 miliard ne clarificăm și cu tot.
Și încă o dată eu repet, deci că eu nu întotdeauna, niciodată n-am tins să fiu șef procuraturii. Mie, cândva, eu am zis că eu mai bine o să fiu înlocuitorul procurorului general cu probleme penale. Și o să fiu foarte efectiv. Eu nu numai decât vreau să fiu șef. Dar eu întotdeauna am zis că eu, dacă mă duc să lucrez într-o echipă, eu accept ca asupra mea să fie numai un șef. Marea majoritate, de obicei, în cazul nou, nu s-a acceptat asemenea propunere. Și, mă rog, asta e situația. Dar, și iată, deci, dă să trecem la pe ceilalți, lăsăm și să trecem la domnul Voronin. Eu vreau să declar, deci domnul Voronin face alianța astăzi, am înțeles că Comitetul Executiv a Partidului Comuniștilor s-a adunat, a decis de acum că vor face alianță cu Dodon. Dar eu, iată, vezi, spui că Filat a încercat să restabilească un partid și așa mai departe, să devină șeful iarăși. Iată, Voronin tot nu se lasă el, vrea mai departe, deci. Să ajungă în parlament, să nu știu ce să mai fac, poate mai face o organizație criminală de acum. Domnul, eu nu știu, eu n-am nimic, nicio dovadă despre activitățile ilegale, concrete ale domnului Dodon. Eu nu știu, deci lasă pe urmă organele să ocupe, nu știu când, dacă se vor ocupa, cine știe, domnul Usate poate știe mai multe. Dar despre domnul Voronin, eu cunosc atâtea, deci, numai la Gemini, el... Dacă se anchetează obiectiv acolo, cât situația care a fost începând din 2005 până în 2010. Iar o sună neamurile. Fiecare dată. Ba în primele 10 minute, ba în următoarele 20, îmi sună cineva. Din 2005 până în 2010, domnul Voronin a fost implicat. Acum e bine. Dacă nu o să te suni iară. O sună iară. M-am întrebat. L-așteptăm. Zici omul cu atâta verbă. Poate chiar știe. Poate chiar a fost și-o grăit și cu Filat și cu Butmalai și cu Tony Greblă și cu cine să-l aude acum mai vorbit. Nu știu dacă s-a auzit ce-am spus eu, ce-am vorbit sau... Nu, acum, abia acum se aude. Vine o rudă pe nipă. Deci, iată domnul... Dar nu te vedem, nu știu ce s-a întâmplat. Da, adică te vedem într-o parte așa, nu știu cum, decadrat. Ai mișcat telefonul, da, ce ai făcut? Da, am mișcat. Da? Acum e bine? Îi pune-te pe centru cadrului, simplu, nu? Da, nu, eu parcă ședem pe centru cadrului, iată așa, ia, da? Nu știu acum, tu spui că eu nu stau bine. Deci iată așa, ia, da? Ce, ai închis acolo? Sau nu, direct? N-am închis. Continuăm să înregistrăm și nu... Mă văd sau nu mă văd? Te vede de la jumătate de cadru, nu știu cum. Așa mai bine? Nu, invers, în direcția asta la altă. În direcția asta, da, așa? Măcar, dacă spate mai mult. Încă? Așa? Hai așa. Domnul Voronin din 2005 a fost implicat în acapararea averilor Gemeni. Și nu numai acapararea averilor Gemeni. El a fost implicat în toate acapărările care le-au efectuat Plăhotniuc. Ei lucrau din 2005 până în 2010, 50-50. Sunt dovezi. Eu am o sumedenie de dovezi. Asta e foarte simplu de dovedit. Deoarece ei lucrau oficial prin bănci la unele întreprinderi. Ei aveau, Voronin avea contul la banca lui, cum se numește ea, Fincombank care a avut. Iar Plăhotniuc avea la Victoria Bank conturile respective. Deci ei împărțeau 50-50 și eu cred că la bănci a rămas o sumedenie de urme și la întreprinderile respective. La sfârșitul 2010, domnul Voronin a fost înlăturat.
din business comun cu Plohotniuc. De către Plohotniuc. Și Plohotniuc i-a luat aproape tot businessul. Nu știu dacă i-a mai lăsat ceva. Aceasta, deci, poate fi stabilit foarte ușor. Și se poate dovedit că domnul Voronin a fost conducătorul grupării criminale, respectiv până în 2000, până la sfârșitul anului 2010. Hai, hai să spunem, poate, concret, să mai poate stabilit că el, după ce a pierdut, după ce a încetat să devină președinte, el a pierdut totul. Dar până au fost contractele de obicei erau încheiate până la sfârșitul anului, până la sfârșitul anului 2010, deci domnul Voronin mai primea ceva până la sfârșitul anului 2010. Și de ce? Eu mă minunesc că el încearcă să revină în politică, deci... Dar ei contează că în procuratură vor rămâne și la judecată vor rămâne complicii lor. Lui, în primul rând. Poate ei s-au dezis de dânsul, nu știu. Dar dacă în viitoarea guvernare, adică viitorul guvern, doamna Maia Sandu va depune eforturi ca să scoată echipele astea corupte din Parlament, dacă vine Voronin, de exemplu, eu admit că domnul Voronin va deveni deputat în Parlamentul Republicii Moldova dacă va figura pe lista comună a Partidul Socialiștilor și Comuniștilor. Dar asta de ce e ceva de necrezut? Și nu e posibil de admis. Că toată gruparea aceasta, deci eu cred că aceasta este o operă comună, o operă inventată și condusă în prezent de către domnul Plohotniuc. Că eu cred că domnul Voronin nu și-ar băga el capul în jug din proprie inițiativă. Deci eu cred că alianța aceasta dintre Voronin și Dodon este foarte primejdioasă. Și trebuie de făcut totul pentru a face ca ei să obțină cât mai puține voturi în viitorul Parlament. Deoarece asta, eu cred că nu va putea fi exclusă alianța aceasta, pentru că domnul Voronin astăzi, după cât eu sunt așa informat, nu are niciun dosar penal, că decât așa serios intentat împotriva lui, nici Dodon nu are. Încercările de a intenta lui Dodon dosar penal cu așa numitul culioc și de unioniști și de ceilalți, eu sunt, nu prea au, vor avea succes. Aici trebuie de căutat alte mijloace, cred eu. Pentru că nimeni nu a spus nimic ce era în culioc și ala, deci n-a văzut. Și nu cred că acolo, astăzi văd că s-a dat știri declarațiilor lui Eralo și lui Plohotniuc, acolo erau bani. Dar nu știu cât este de corectă, cine le-a obținut aceste declarații. Eu nu cred că domnul Plohotniuc și domnul Eralo ar fi declarat așa ceva. Rămâne de văzut. Da, am auzit că fostul ambasador la București, acum deputat Răniț, o mai trimis niște imagini la Procuratura Generală. Nu știu de unde le obține el, dar iată, le scoate public. Continuarea epopeei cu culiocul. Deci, dacă e adevărat că Plohotniuc mai scoate niște imagini despre Dodon, înseamnă că nu prea îl controlează și nu prea îl ascultă Dodon. Ei, da, eu cred că acum îl ascultă. Ei, dacă problema constă că ei, dacă se dușmănesc azi între dânsii, toți vor pierde. Dacă Maia Sandu va avea cel puțin 40 de mandate și USAT-ul va avea 25-30, pentru dânsii asta, deci, e cea mai mare primejde. Și ei înțeleg foarte bine că numai dacă va fi împiedicat USAT-ul să obțină multe mandate, deci, Poate vor mai putea întreprinde ceva. Deci ei, iată, și-au pus și judecători și procurori în ultimul timp, care ei speră că vor fi de partea lor, îi vor ține și așa mai departe, pe la toate instanțele. Dodon s-a grăbit să completeze cu cadrele de respective instanțele, respective mai ales de judecată. Dar și iată, alianța aceasta dintre Voronin și Dodon este destul de primejdioasă. Nu dă Dumnezeu dacă mai treci și în Parlament și Șor, că ei vor face totul pentru ca Șor să treacă. Deci, și de ce autoritățile actuale în frunte cu Maia Sandu ar trebui să facă tot posibil ca să nu mai discutăm noi despre va trece sau nu Șor în Parlament. Eu cred că această
partidului, în cazul ăsta, partidul domnului Voronin și partidul domnului Șor, a trebuit interzise, deci. Pentru că există, de exemplu, de iată eu, dacă procurorul dori să mă interogheze și să depune o mărturie oficială, deci împotriva lui Voronin, ce a făcut Voronin și ce cunosc eu și așa mai departe. Deci eu cred că se va putea face această operațiune, cu toate că nu există în principiu timp. Da, răspunderea e individuală. Voronin era atunci președinte, era degrevat din funcție, în sens că nu era membru sau lider al Partidului Comunist, nu? Că interzicea legea. Nu, și ce răspunde? De ce ar răspunde partidul pentru faptele președintelui țării? Dar nu, mă, problema constă în aceea. Toți din Partidul Comunist, foarte mulți, de exemplu, și Dodon, a fost membru Partidului Comunist. Toți, foarte mulți socialiști. Da, și ce numai apartenența la partid, erau sute de mii de membri și simpatizanți și alegători ai partidului. Partidul a acceptat în rândurile sale toți corupții și toți oamenii care nu aveau niciun cât de cât o drept moral. Era singurul partid de guvernare, avea 71 de mandate. Normal că tot corupții s-au dus spre ei. După aceea s-au împărțit în mod egal la celelalte partide. Până în 2005 sunt de acord, da? Partidul nu a făcut crimine, membrii n-au săvârșit una alta. După 2005 toată povestea, de când Voronin a câștigat a doilea mandat, cu ajutorul Partidului, Partidului Comunist. Deci Partidul Comunist și-a pus în frunte, a adus un președinte care și-a creat o organizație criminală. Și el, începând din 2005, fiind adus de Partidul Comuniștilor, a creat o organizație criminală și împreună cu Plohodniuc și cu familia lui, s-a îmbogățit personal deposedând și statul și persoane fizice de averile lor. Ilegal. Și sunt o sumedenie de dovezi. Eu vreau să spun că când a venit la putere Filat, cum a devenit prim-ministru, la mine au venit procurorii, vreo doi, și-au zis că gătește, noi suntem gata, ne-au cerut dosarul, gemi și îi dăm drumul. Peste două săptămâni n-am mai zis nimic despre asta. Deci la dânsi acolo este tot, dacă și în mare parte unele poate dosarele au distrus, dar băieții mai sunt și mai deștepți care păstrează, cel puțin copii. Dacă nu originale, cu originalele, de exemplu, pe unul din dosarele gemenii l-a transmis lui Poroșencu. Iată, eu vreau să ajung să văd unde e dosarul respectiv. Care, deci, de ce, de exemplu, eu n-am vorbit până... Cum, nu, am făcut conferință și iată, am făcut conferință de presă, am ieșit din proprie inițiativă și ce folos. Am făcut conferință de presă și două zile au venit de acasă, m-au luat și au zis că nu te închidem. Dar zic, dar pentru ce? O zi întreagă am stat în fața lui Dorin Compa, am zis că ei hotărau să mă închidă sau să nu mă închidă. Până la urmă, eu nu mă închideți și ce? Noi totul nu ajungem la Poroșencu și la Voronin. Și voi ce o să faceți? Tu ce să-i spuneți, iată, lămuriți-le. Și, da... Până astăzi, iată, nimeni, deci, nu dorește, auzi, nici nu doresc să, măcar cât de cât să se ocupe, să preocupe de dosarele de la Gemi și nu numai de la Gemi. Este și Andy Spița, este și Victoria Bank și ce vrei este. Înțelegi? Acolo, amu, dacă îi scoți pe toți, îi dai, iată, toți colaboratorii CCC-ului, auzi, într-o zi să-i dai afară și te duci să ridici dosarele lor din safeuri, acolo e un clandai de activități ilegale, auzi? Și fiecare poți să-l bagi la pușcărie. Dar nimeni nu dorește. Cum? Cine a să facă asta? Înțelegeți care e problema? Că toți ăștia care și europeni, și ruși, știți, ei tot așa, cam așa procedează. Cu mici excepții. Știu-ți eu, iată, la CEDO, te duci la CEDO, și ce la CEDO? 10 ani și de dosarul, și ce?
Ei o să-mi dea, deci, de exemplu, acolo 3.000 de euro pagă morală dacă o să-mi dea, dar nici nu o să-mi dea, poate. Lor le încot, la toți. Da, oamenii simpli, deci, se duc să muncească, să întrețină pe unde, prin Italia, acolo, să l-a crescut patlăgele și cules căpșuni, dar ăștia fură cu miliardele. Și procurorii îi ajută. Ei sunt complici, ei primesc salarii dubli. În afară de salariul care au, mai primești de două ori mai mult decât la Plohot, de echipa la Plohotniuc și așa mai departe. O parte din banii de la Gemini se duc în favoarea lor. Iată acum eu spun, băi, opriți ce-ți faci la Gemini, tu te duci acolo, deci blocul de care ies în Ștefan cel Mare, deci acolo au intrat alții, directorul de două luni nu există, știi, a fugit oamenii, deci... Și de acolo este un director interimar, lumea mă sună de la Chișinău, zic, domnul doctor, dar cum e posibil? Știi ceva ce se face aici la noi? Știi? I-au dat pe toți afară, pe unii, deci, care nu le aranjează, deci, e ceva, e distrug centru, au distrug în principiu, mă rog, Dumnezeu. Dar care e problema? Și eu, iată, vreau să le declar la oameni, că oameni buni, acolo la Gemini, acele 41% care au fost... că le-a câștigat acolo niște foști acționari, acele procente trebuie de mult să aparțină statului. Și voi acolo împărțiți averea statului, adică veniturile statului. Acolo eu vă atrag atenția, deci dă să le atragem atenția, că este foarte simplu. Astăzi, ca acționarea lăsă Gemini, la voi ați prezentat documente la Curtea Supremă de Justiție încă în 2019, sau unde au prezentat ei acolo, sau la CED au prezentat. Că acționar. Ăsta Gemini astăzi este, și astăzi este, eu am precizat, dar nici el ca ta noi. Cu 7%, să închipă, 7% din acțiunile Gemini. Asta el trebuie să primească mai mult de 300 de mii de lei lunar venit. 250-300. Ăsta ca ta noi e mort din 2004. Să închipă. Și n-are urmași, succesori. Nu, n-are. Păi el, astăzi, auzi, dacă avea urmași, dacă urmașii primeau moștenirea, ei trebuie să figureze în lista acționarilor. El astăzi, înțelegi, figurează acționar. El astăzi figurează acționar. Ce, din 2004 el e mort. Cine a stabilit? De ce n-au stabilit până acum? De ce n-au modificat registrul acționarilor? Înțelegi? Dar câți morți de este sunt în registrul actual al Gemini? Prin lor lătesc în cod. Acolo directorul semnează, transferă banii pe nu știu ce conturi și băieții, și directorul astăzi primește, pare mi se vă 30.000 de lei salariu, dacă nu mai mult. Și ei primesc salariu, se bucură, ne gândindu-se că mâine, poi mâine, poate să ne mirească la pușcărie. Dar pe ce îi contează? Lor li s-a spus că nu te teme, tăți băieții de-a noștri, tăți la procuratură de-a noștri, la poliție de-a noștri, la judecată de-a noștri și tu deci primești salariul de 1500 de lei, 1500 de euro pe lună și semnezi hârtiile. Așa și le-a spus unul, zic, bă, eu aici îți spus, directorul actual interimar, nu știu cum e numele acum, mi-a spus că eu îți spus aici pentru semnătură. Iată, eu nici de cum nu mi-aș fi putut, da... Închipuie despre ce poate fi vorba, excrocherie sentimentală. Și după câte am înțeles, procurorii au făcut dosar penal, parmise, n-am auzit până la urmă că l-au trimis în judecată. Sau poate chiar judecata a condamnat o doamnă la nu știu câți ani de pușcărie, n-am auzit. Dar... pentru excrocherie sentimentală, așa au spus jurnaliștii. Nu știu dacă dosarul se numește, are ceva undeva despre aceste noțiuni, excrocherie sentimentală. Adică ce înseamnă? Femeia, așa a lămurit jurnalista, că femeia a fost intentat dosar penal pentru că ea l-a mințit pe un domn care era în vârstă cu vreo 40 de ani mai mare ca ea, care i-a dat 800 de mii de euro parmise, femeie promițându că va avea relații sexuale cu el și va
îi va naște un copil. Și aici procurorul a considerat că ea s-a ocupat cu escrocherie. Dar eu mă minunez, deci, despre gândirile procurorilor, mai ales că doamna, acest dosar a fost indentat de procurori din România împotriva unui cetățean al României. Care chiar s-a victima gândit, fiind străin, da? Da, celălalt fiind un străin. Care a vrut, poate să, nu mai știu eu ce acolo, să aibă relații cu o femeie mult mai tânără. Nu știu, dar cum ei au dovedit, că ea i-a promis lui că îi va naște un copil. Și toate celelalte. Problema constă în aceea că toate activitățile ilegale presupuse trebuie dovedite. Eu nu știu cum poate fi dovedită escrocheria sentimentală. Atât de când am aflat aceasta câteva ori în urmă, deci mă gândesc cum ar fi putut procurorii dovedi această incriminare a ilegalităților respective. Aș vrea foarte... Probabil cum demonstrează orice altă escrocherie, cu screenshot-uri, corespondență online, martori, înregistrări audio, video, nu? Aici e doar cu substrat sentimental. Cu, da? Că mai sunt și escrocherii din astea religioase, civice, politice, nu? Pretinzi că aduni bani de milă pentru nu știu care, donații pentru mănăstire și de fapt tu îți însușești banii și îți cumperi BMW sau ultimul iPhone. Din cu a fost cu promisiunea aici, de dragoste veșnic. Aici problema, deci, că da, i-a dat 800 de mii, i-a promis dragoste și copil. Dar dacă copilul nu s-a primit, auzi? Iată, eu am dat niște bani ca doamna să-mi nască un copil. Dar dacă e de la cine? De la mine sau de la altul? Dar dacă eu am 80 de ani sau 70, auzi? Și copilul obiectiv nu poate fi să se apară. Aici eu nu știu cum combătut doamna cu ajutorul avocatului învinuirile aduse. Tare mult aș dori să fac, să știți măcar ți rechizitori în asemenea dosar. De ce? Eu nu știu, dar și îmi pare straniu că străinul s-a adresat organelor. Crima a fost săvârșită în România, chiar dacă a fost săvârșită în România, avea toate drept. Trebuia să adreseze aici. Dar dacă nu s-a săvârșit în România, interesant. Deci, iată asta. Și ultima, deci, dacă... Infracțiunea poate fi și online, ea fiind în România, el fiind în Italia, Portugalia, deci, Grecia, Israel. Privind o anchetă penală, de obicei se duce de organele în localitățile care s-a săvârșit infracțiunea. Adică, deci, dacă s-a săvârșit în România, da, dar aici unul era, de exemplu, în Grecia și altul în România. Dacă doamna era în România, dar dacă era undeva în Grecia, atunci trebuia anchetată de acolo. Deci, sunt multe. Dar, iată, eu pur și simplu am vrut să atrag atenție. Deci, opinii publice și celor care ne ascultă, poate prin intermediul tău și ne-au avut, despre, iată, cam stranietatea acestui dosar, excrocherie sentimentală și acestei expresii. Încă așa ceva nu. Dar, mă rog, în justiția română, eu am citit unele decizii, auzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde deci, au fost condamnați oamenii care, subliniindu-se, deci, omul trebuia să-și dovedească nevinovăția și nu și-a dovedit-o. Da? Iată, nici judecătorii... Da, cum auzam cazuri de pedofilie și copilul și-a dat consimțământul. Deci da? A fost sex cu consimțământ. Și copilul de 12 ani, de 13 ani, ce consimțământ poate să-și dea un copil? Da? Apoi, deci aici, deci este evident. Uite, deci în asemenea dosar este evident că ori judecătorul e absolut necompetent și procuror, ori îl admită. Aici n-ai ce spune, n-ai de unde... Iată, îi spun că, da, de ce, cum poți dovedi și așa mai departe, că nu admită.
Păi luăm, dar altfel nici nu poți. Deschidem dosarul și vedem. Iată, tu mi-ai zis că de unde eu, cum pot dovedi. Deci, judecătorii curții de apel, care au emis o decizie absolut ilegală și eu le spuneam, oameni buni, ce ați făcut? Lăsați-i măcar pe oameni ăștia în pace. A, tu ce vorbești, cum poți, tu ești cointeresat. Iată, Curtea Supremă de Justiție le-a spus, absolut ilegal. Și eu ce cred? Ori, domnii judecători, sunt absolut necompetenți și trebuie să plece, din funcțiile pe care, că ei o să mai condamne așa oamenii, mai ales că m-a condamnat pe mine ca avocat, conferențar universitar care o leacă cep în drept, și ei mi-a spus, da ce, trebuie să stai la pușcării, că noi așa vrem. Dar de ce voi vreți așa? Ați luat bani numai, de atâta. Și eu știu că au luat bani. Ei lasă să spună că n-au luat, dar atunci înseamnă că sunteți necompetenți. Ei ce o să spună? O să spună că sunt competenți? Dacă sunteți necompetenți, atunci de ce voi ați ajuns, cum ați ajuns la Curtea de Apel Chișinău? Cine v-a adus în funcție? Și tot... Apropo de Curtea de Apel Chișinău, îți spuneam că am fost ieri cu un dosar al meu, am întârziat 10 minute, erau deja în deliberare și au ieșit în următoarele 5 minute și au citit 4 decizii pe 4 cauze. Deci în 15 minute au raportat 4 cauze, n-au audiat pentru că nu era nimeni în sală, au deliberat și au și pronunțat 4 decizii în 19 minute. Am întrebat grefiera câtă e ora, au zis 10 și 19. 4 cauze de la ora 10 la 10 și 19 erau deja pronunțate, audiate, deliberat și pronunțat. 19 minute. 4 cauze este mai puțin de 5 minute fiecare. Ce fel de justiție asta? Și bine, mie mi-au făcut dreptate. Și vă spuneam, și unul e Bănărescu, eu făcut dreptate. Mă gândesc dacă nu fi soțul avocatei copilului Maia Bănărescu, îmi pare că are un soț, executor, nu știu ce. Acela e executor. Executor, cred că așa și spune, executor. Acela e membru grupării criminale care a intrat la Gemini, respectiv. Ei, nu știu, el a câștigat acum în baza legii 87 și Curtea de Apel a obligat procuratura să-și ceară scuze de la el și statul să-i plătească 30.000 de lei desfăgubiri. Gata, să văd și eu cum... Da, iată cum public pronunțarea aceea și cum eu mă mir de ce în 19 minute, cum păi ce fel de justiție de asta, turboviteză. Tu ai fost martor, iată, la cazul ăsta. Eu am fost martor de câteva ori la asemenea cazuri. Asta e o practică obișnuită în activitățile instanțelor judecate din Republica Moldova. Mai mult, în cazul Gemeni, de exemplu, Marian Anton, în 2007, la 11... Marina. La 11 ianuarie, eu păstrez aceste documente, dosarul este respectiv. Timp de jumătate de oră a emis două hotărâri, două decizii. Una după alta, fără să-mi dă cuvânt, fără mi-a respins toate demersurile și a luat decizii. Decizii, asta e, noi am venit acolo la ora 9, deci ea le-a emis, adică și totodată le-a scris, le-a citit pe scurt. Dar deciziile astea până la ora 11, erau de acum la camera înregistrării de stat. Adică e de la 9 a început, la 9 jumătate le-a pronunțat pe ambele, una după alta, deci acolo adică a terminat una, a început alta, ne-a ascultat, adică a scris proces verbal, nu știu ce a făcut acolo, în timp de jumătate de oră, a ieșit din camera de chibzuire și le-a dat știri că se... înlătură rotarul de la funcția de director la SAGM și noi am ieșit, am zis că le atacăm și până am ajuns noi la Gemeni, ele de acum erau înregistrate, auzi, la camera înregistrării de stat și au venit la ora 11 nouă director în funcție. În baza deciziilor Marian Anton din 11 ianuarie 2007. Și Marian Anton nu e una dintre cele mai așa membri activă a grupării criminale respective. Eu îți închipă ce făceau. Vreau să avansez în funcție. Poftim? Eu m-am plâns la parchetul București că am fost abuzat de niște polițiști. La data de 6 iunie le-am scris,
În aceeași zi, cu aceeași dată, deja procurorul emite ordonanță de neîncepere a urmăririi penale. Stai, băi, dar ce fel de anchetă ai făcut tu? El s-a uitat și a înțeles că ea n-are niciun temei băiatul ăsta să plângă. I-am prezentat probă, video, trebuia să audiez acolo, nu? Să facă anchetă, nu, să investigheze. Iată, ai vorbit despre activitatea justiției din România. Iată, eu vreau să declar pentru prima dată astăzi că eu am depus plângeri la Procuratura Generală a României pentru a-i trage la răspundere penală pe Voronin și Plohotniuc. Pentru acțiunile săvârșite de ei aici în România. Parcă am filmat cum intrai la parchet și înregistrai document, nu? Da, ai vorbit despre da, asta vreo 2 ani în urmă. Păi eu n-am, mai mult n-am mai spus. Dar care e problema? Nimeni n-a reacționat. Nimeni atunci. Și care e soarta? Eu aștept, un an de zile a trecut de acum. Procuratura Generală a expediat-o la Procuratura București. Procuratura București a expediat-o la Procuratura Sectorului 1. Procuratura Sectorului 1 a trimis-o la poliția respectivă. Și acolo a murit. Dar ce înseamnă asta? Poliția în România, în problemele de anchete, în principiu cam e zero. Tot depinde de procuror. Polițiștii de obicei nu fac nimic dacă nu le cere procuror să acționeze. Și atât. Și de ce eu când am primit hârtie că plângerea mea s-a dus la poliția respectivă, eu am zis că nu face, deci și eu de atunci, adică când am depus plângerea aceasta, am mai aflat ceva despre relațiile de aici al domnului Plohotniuc, care s-au confirmat, auzi, nu prin spusele mele recent, dar prin spusele fostului deputat PSD, Rizea. Dar asta se face verde, cei, printre alte, în afară de ceea ce a spus domnul Rizea despre omorul lui Butmălai și al celorlalți, mai sunt acolo vreo două persoane. Da, un italian și Luncașu care a murit mai care a fost anul trecut, nu știu. Mâna dreaptă lui Plohotniuc în unele afaceri. Dar nimeni nu vorbește despre, iată, despre dosarele astea, nu vorbește nimeni despre dosarele. Iată, a fost doamna aceea avocat, Ana, cum îi spune ea, care tot a... Ursache. Ursache. Nu știu ce e fugară. E fugară și de ce... Nu, care, iată, toți tac despre... Toată, iată, presa asta de investigație. Care-i soarta lui doamna Ursache? Unde e ea? Ce face ea? De ce doamna Mariana Raț, doamna Natalia Murar, tăța ăștia, Călugăreanu, a apărut Coze, îi cheamă pe ăștia foștii blogger și foștii politologi și foștii al de, care pe al de alu Voronin și cheamă și astăzi la televiziune și îi întreabă, uite, dar și gândiți voi despre așa, dar și gândiți despre așa. De băieți, dar de ce nu luați un dosar de ăsta? Iată, despre omorul lui Butmălai, despre soarta lui Rotaru, despre soarta lui Ana, deci Ursache. Care investigați. Iată, eu sunt gata. Poftim, băieți. Iată, a să vin la Chișinău. Iar dacă m-au băgat la pușcărie, deci, a să veniți vă unul la pușcărie să încercați să veniți la mine să aflați cum eu trăiesc? Iată, ce va fi investigații? Dar nu ceea ce... Îl întreabă pe usată, dar ce gândiți dumneavoastră despre ce, dar cum, ați fost mafiot sau nu ați fost, știi? Dar pe oricine întrebați, a fost mafiot, a săvârșit crimele, o să spună că nu. Și asta e investigație? Investigație, găsiți-i ceva. E interviu, nici n-a pretins nimeni că e investigație cu usată. Cum? E? Doar usată? Investigația necesită și multe... Corect. Mult timp investit, mult efort și multă deschidere din partea organelor. Dacă faci un demers și el îți spune că o să-ți răspund peste o lună și peste o lună îți răspunde în doi pieri și n-ai aflat niciun răspuns, când, câtă viață, câte vieți îți trebuie ca să... Păi dacă tu te duci la, procuratura actuală, da, ei nu o să-ți răspund nimic. Dar de ce nu te rugezi? De ce nu continui emisiunile cu Bolboceanu? De ce nu continui emisiunile cu... Acel care a fost... Sunt tot interviuri, nu investigații. Și Bolboceanu poate spune o versiune, ancheta spune altă versiune, în realitate a fost tot altceva. Dar el, femeile astea au făcut emisiuni cu participarea lui Bolboceanu, au făcut emisiuni cu cel de la Andy Spitza, a făcut emisiuni cu cel de care a declarat că sunt contrabanda cu țigări și așa mai departe, fiind fost director la... acei cu aviația, care slujba dispeceratului în Moldața, care e o structură coruptă de Doamne ferește.
Și eu am și dovezi în sensul ăsta, că eu am avut un dosar, fosta contabilă a Moldața. Și acolo, deci, e ceva, dacă s-ar încheta activitatea Moldața financiară, eu cred că toți directorii ar trebui să stai la pușcărie acolo cu Andrei. Așa că, deci, bun, este... Știți ce am mai vrut să spun? Iată ultima, să nu ne mai întoarcem. Mi-a sunat un cunoscut bun și mi-a zis că, băi, uite, prietenul meu și l-a numit pe nume, a zis că tu minți, că ești invalid. Păi, ce am eu interes să mint că eu sunt invalid. Și că el a citit sentința lui emisă de domnul Dulghieru, în care pe prima pagină auzi, e scris că fără invaliditate. Și fără? Fără, da. Și eu zic, băi, eu știu că domnul Dulghieru, am citit atent sentința lui Dulghieru, da, într-adevăr, el a scris acolo fără invaliditate. Și eu zic, nu sunt nimic vinovat că el a scris, necătând că în dosar sunt o sumintenie de documente că eu i-am prezentat, asemenea documente, eu le-am prezentat că sunt invalid, sunt invalid de gradul 2. Deoarece... Dar pe asta ce relevanță are? Ce asta poate influența sentința? E o circumstanță atenuantă? Nu poate. Mă rog, dacă deci el știa că eu sunt invalid, putea puțin să mai știu eu, nu este o indicație mai indulgent, directă, da? A legii, nu este o indicație directă a legii că invalizii pot să aibă ceva lesniri în acest sens. Nicăieri. Însă, de obicei, iată, există o practică, de exemplu, mai ales în România, că cei care sunt în vârstă, cei care suferă de anumite boli pot fi mai repede eliberați de până la expirarea termenului respectiv, pot fi să aibă un regim mai leger, mă rog, depinde mult de poziția judecătorului subiectiv aici, subiectivul joacă un rol foarte mare în cazul ăsta, deci judecătorul poate să ia în considerație, să motiveze, chiar să-ți dea și condiționat în unele cazuri, dacă e posibil, deci din cauza că ești invalid și așa mai departe, luând în considerație și aspectul ăsta. Dar domnul Dulghieru a scris că fără invaliditate pentru a se, cred eu, într-un fel a se răzbuna pe mine, pentru că eu totdeauna i-am atras atenția că el procedează ilegal în timp de cei 5 ani cât el a examinat dosarul legat de mine, de soarta mea și a... Problema constă în aceea că nu numai de soarta mea, dar în acest dosar erau implicați și alte persoane. De toți au fost puși sub învinuire 7. Inclusiv persoane care în general erau o doamnă acolo care a lucrat toată viața la întreprinderea respectivă pe care șeful a scris plângeri pe noi și ei au păcat-o și pe ei în aceasta numai și iată ultimul procuror care a scris recurs la Curtea Supremă de Justiție, eu zic că iată și femeia aceea și încă un băiat tânăr acolo figura care Dulghieru i-a achitat, procurorul a zis trebuie și aceea pus la pușcărie, 10 ani a cerut sau 15 chiar pentru ei. Oamenii fără simț. Și am zis că, băi, iată, mai atrag atenție, eu, iată, încă o dată arăt aici dosarul ăsta de la Curtea Supremă care a emis decizia Curtea Supremă, parte numărul în dosarul 1R-7/21, decizia din 8 februarie 2021. Deci eu sfătui și rog avocații să o citească, nu toate, dar ultimele 10 pagini, începând de la a doua jumătate a paginii 71, eu cred că îi va ajuta în viitor să-și apere interesele clienților, pentru că Curtea Supremă de Justiție a indicat curții de apel în șer de observații, peste 20 de observații, care în principiu, în totalitatea lor, dovedesc că acest dosar trebuie terminat cât mai repede și nu are nicio perspectivă ca cineva să fie condamnat în el. Toți cei care figurează în el ar fi trebuit de mult achitați. Și o să vedem deci, ce o să termine toată povestea asta. Iată, eu pregătesc termine, cred că până duminică, luni, termin plângerile mele adresate procurorului general cu cerință de a trage la răspundere pe toți cei care au fabricat ambele mele dosare, inclusiv procurori, judecători, în baza articolului 307 cod penal, să trage la răspundere penală și cer de la, voi adresa în instanță de judecată, cer de la guvern să-mi plătească mie pagube pentru examinarea
timp de peste 10, într-un dosar de timp de peste 16 ani, iar în alt dosar de peste, 5, peste 10 ani, examinarea cauzelor penale, pentru, și anume aspectul tergiversării acestor examinări, ceea ce înseamnă încălcarea termenului rezonabil pentru examinarea unui dosar prevăzut de Constituția Republicii Moldova, de Convenția Europeană și Codul de Procedură Penală. Este inadmisibil ca asemenea dosare să fie examinate timp de 15 și dosarul penal, unul din ele, să fie examinat timp de 15 ani fără a fi expediat în instanță. Iar instanțele de judecată, al doilea dosar, îl examinează de acum al 9-lea an, dintre care 3 ani el a stat în anchetă la procuratură. Dar și în închipă asta, un dosar, dosar e fabricat împotriva unui avocat, unui conferențiar universitar. Dar ce în realitate se întâmplă dacă ridicăm dosarele procurorilor, câte dosare ei vor avea care au depășit de mult 10 ani de zile în procedură și astăzi? Dar nimeni nu vrea să gândească despre asta. Iată, eu aș vota pentru ambele mâini, pentru domnul Stoianoglu, dacă el ar fi declarat, ar ieșit la presă, la jurnaliști, ar fi spus: oameni buni, din ziua de azi eu încep examinarea tuturor dosarelor care au fost în baza cărora oamenii au fost condamnați în ultimii 10 ani. Și noi o să facem o comisie și studiem aceste dosare și ne spunem opinia. Și eu, de exemplu, eu vorbesc de la numele Stoianoglu și eu sunt, Stoianoglu ar spune că eu în locul lui aș spune că eu sunt absolut convins. Și acesta au declarat și deputații unii care au fost la penitenciarul 13, cel puțin 50% din dosarele care le-au instrumentat procurorii în ultimii 10 ani și le instrumentează și azi multe, sunt absolut ilegal și sunt fabricate. Și cine mă aude pe mine? Președintele mă aude? Actualul președinte al Parlamentului mă aude, dar de exemplu, dar ar putea face o comisie și acum, poate că, mă rog, mai activează ei. Prim-ministru interimar mă aude? Procuror general mă aude? Chiar dacă mă aude, eu zic, cine poate face? Iată, de exemplu, tu publici acestea în internet, cineva o să reacționează? Nu cred. Vezi, coleg Chirvas a reacționat și a zis că bravo, bravo, Bregă să fie deputat și Ilie Rotaru, procuror general. Printre altele, eu recomand și cer de la PAS, de la doamna Maia Sandu, că ea va hotărâ până la urmă cine o să fie în listă, ca Oleg Bregă să fie introdus în lista candidaților, printre primii 20 ca candidaților în Parlament. Iată de ce ei, PAS-ul nu te-a înaintat pe tine ca candidat la funcția de deputat. Cine, care, alții? Eu le-am propus și data trecută, când erau cu blocul, în blocul acum. Le-am propus și acum, să văd. Dacă trec filtrele, să zic așa. Dacă nu, mă aventurez, mă lansez independent. Filtrele cele trec la parmisimie la ambasada americană. Și toți acei copii de bani, gata, cam le trec. Înțelegi? Eu știu tare bine cum se trec filtrele cele. Eu am fost tare împotrivă pentru el. Eu m-am sfădit, m-au chemat și pe mine și m-au întrebat când cu Andrei Năstase, eram prieten și am întrebat. Care filtr? Bă, și voi tot un șef partidului hotărăște. Șef partidului. Și nu mai spuneți voi... Eu cred că la pasul democrației și nu mai decide Sandu se discută în serios. Mie un deputat de la PAS mi-a spus: s-au adunat niște, știi, copii de bani, gata, așa și mi-au spus. Ce pot face eu? Iată, toate, deci, și lasă-mi spui mie cine nu mi-a spune, că nu știu ce, care, acolo, deci, ascultă, doar ce s-a întâmplat cu blocul acum, mai ales cu partidul Năstase? Ei au ales oameni care nu o să le facă probleme, conducerii. Iată, au rămas mulți, iată, este... Să rămână sub prag. Da, iată, o să rămână sub prag și Dumnezeu cu dânsul, lasă-i să rămână dacă a fost proști. Că Andrei din Năstase mi-a spus că el se teme ca de dracu de tine. Eu nu știu de ce se teme. PD-ul să rămână acolo și pe LDM și corect, pe PCD. Slavă Domnului că domnul ăsta,
cum îi spune șef partidului, fratele procuror. Diacov. Diacov. O să nu dispară din Parlament. Foarte rău va fi dacă Voronin va deveni deputat, dar eu cred că nu pe mult timp. Eu cred că Maia Sandu și Usată, nu știu, Usată, de fapt a declarat că el stimează pe Voronin. Nu știu, după alianța cu Dodonul Salvatore. Și dacă o să vină procurorii și o să prezente dovezi, o să voteze și el pentru ridicarea imunității. Nu o să fie prost. Păi procurorii trebuie toată simpatia. Auzi, dar dacă o să rămâi toți acești procurori pe Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, îmi pare biată, eu cu amândouă mâini, o să votez, îți spun drept, numai pentru faptul că Usatul a declarat că el o să lichideze Centrul Național Anticorupție, eu o să votez cu două, trei, și cu a treia mână aș vota pentru dos. Eu vreau să aud pe Maia Sandu, pare-mi și ei chiar în programul lor au înscris lichidarea acestui centru, dar n-am auzit eu vreo declarație în sensul ăsta. Nu știu, iată, chiar o să iau undeva, o să găsesc, dar poate găsești tu mai operativ programul, dacă au program, eu nici nu știu, ăsta, Usatul a declarat că, pare-mi să el va anunța programul partidului la viitoarele lege. Dar el a declarat de acum că el o să lichideze Centrul Național Anticorupție și lasă lichideze, eu sunt pentru. Mâine, dacă ai avea posibilitate, discutăm despre care trebuie să fie structura anchetei în Republica Moldova și nu numai în Republica Moldova. Asta eu o să-mi expun opinia mea. Și o să vezi, o să discutăm împreună. Pentru că ceea ce se face astăzi, și în Moldova, și în România, este ceva neînchipuit în acest domeniu. Mulțumesc. Bun, lăsăm și pe mâine. Da, mâine te sun și ne auzim și ne vedem. Mulțumesc, o seară bună, sănătate și noroc la toți.